stimați telespectatori, vom răspunde, vom încerca să survolăm, să răspundem la întrebarea pentru ce a murit Hristos. Permiteți-mi să încep prin a da un citat din lucrarea Cine ești tu, Doamne, de Costache Ioanid, scrisă în anul 1994. Cel mai înalt, cel mai adorabil, cel mai semnificativ monument înălțat pe planeta noastră este Golgota. El exprimă și adâncul căderii noastre și uimitoarea aplecare a lui Dumnezeu până la acest adânc. El, acest monument, demonstrează și severitatea Stăpânului Suprem și nemărginirea iubirii Tatălui Ceresc. El constituie mărturia că cea mai înfiorătoare crimă a omului a fost folosită de Dumnezeu ca să dea făpturii sale cel mai măreț dar. Pe soclul acestui monument, omul căzut în păcat citește cuvintele: privește ce ai făcut. Iar omul salvat descifrează întrebarea: înțelegi tu cât te-am iubit? Privind spre Golgota, pătrundem în intimitatea lui Dumnezeu și înțelegem că acolo divinitatea a creat pentru sine și pentru noi un dramatic trecut comun prin care suntem legați împreună pentru eternitate. Iubirea, imnul iubirii cuprins în monumentul Golgota, e proporțional cu eternitatea. Repet, din lucrarea Cine ești tu, Doamne, de Costache Ioanid. Așadar, pentru ce a murit Hristos? Vom avea la îndemână 8 versete biblice, nu epuizează tema, caută să răspundă succint la această întrebare de o maximă importanță. Pentru a ne aduce la Dumnezeu, găsim în 1 Petru 3:18 și cred că prin grija colegilor din regie versetul va fi afișat. Deci 1 Petru 3:18, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Și vreau să vă întreb, vreți să fiți aduși la Dumnezeu? În Biblie așa scrie, Hristos a suferit pentru a ne aduce la Dumnezeu. Depinde de noi dacă vrem să fim aduși, ne lăsăm aduși sau nu. În al doilea rând, nu doar pentru a ne aduce la Dumnezeu, ci pentru a ne ajuta să devenim neprihăniți sau justificați, drepți, îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. La 2 Corinteni 5:21 stă scris, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El, Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Aici avem de a face cu marele schimb. Dumnezeu a pus asupra Domnului Iisus Hristos, în moartea Lui înlocuitoare, toate relele, blestemele, falimentele și toate păcatele noastre și El le-a purtat la Golgota. Și în schimb ne dă nouă, dacă credem și ne însușim valorile morții înlocuitoare a Lui Hristos, toate meritele Domnului Iisus Hristos, binecuvântare, viață veșnică și așa mai departe. Vrei să faci marele schimb? Dumnezeu l-a făcut pe Hristos păcat în locul tău, în locul meu, și noi putem să devenim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Mai exact, în 1 Corinteni 1:30 scrie că pe El, pe Iisus, Dumnezeu l-a făcut pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Deci Domnul Iisus e tot ceea ce ne dorim noi din acest punct de vedere de a fi îndreptățiți. În al treilea rând, Iisus a murit ca noi să putem trăi în neprihănire sau în dreptate. Unii cred că mântuirea este doar pentru a fi absolviți de pedeapsa pentru păcat. Noi am avut mai multe lecțiuni, inclusiv în cadrul emisiunii Răspunsuri pentru Viață, în care am arătat că mântuire însemnează să scăpăm de pedeapsa pentru păcat, să scăpăm și din prezența păcatului în cele din urmă, dar la prezent să scăpăm de puterea păcatului, să putem trăi în neprihănire. În 1 Petru 2:24 scrie, El, Iisus, a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn,
pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Iată că moartea lui Hristos are și menirea de a ne ajuta să trăim pentru neprihănire. De fapt, în Galateni 2:20, Apostolul Pavel spune: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Moartea Domnului Iisus Hristos ne conduce la moartea eului propriu și la un nou, la dobândirea unui nou eu, a unei noi trăiri prin prezența lui Hristos în noi prin Duhul Sfânt. În al patrulea rând, Iisus a murit ca să nu mai trăim doar pentru noi. Marea întrebare care se va pune în ziua aceea la tronul de evaluare al lui Hristos, dacă vom fi salvați, pentru că la 2 Corinteni 5:10 se arată că toți trebuie să ne învățăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, va fi, după prima întrebare, ce te-a motivat în viață, și răspunsul trebuie să fie dragostea lui Hristos, a doua întrebare va fi aceasta: pentru cine ai trăit? În 2 Corinteni 5:15, repet, după ce se spune la versetul 10 că va trebui să fim în fața scaunului de judecată al lui Hristos, se precizează: și El, Iisus, a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Marea întrebare este aceasta: pentru cine trăiesc? Pentru mine sau pentru Hristos? Când îmi aleg o școală, o profesie, când mă stabilesc într-o țară, într-o localitate, ce urmăresc? Doar interesul propriu, beneficiu personal, să fiu, mă rog, să am mulți bani, să am o poziție în societate, să meargă bine, sau urmăresc și împărăția lui Dumnezeu? Domnul Iisus a spus: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate acestea vi se vor da pe deasupra. Deci Iisus a murit pentru ca prin obligația care o creează această moarte să ne ajute să ne lepădăm de trăirea egocentrică și să avem o trăire hristocentrică. În al cincilea rând, Iisus a murit pentru ca noi să putem fi smulși din această lume. Vorbim de lumea desacralizată. Galateni 1:4. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatălui. Să știți că ieșirea din lumea păcatului, din această părtășie, nu e chiar așa ușoară cum credem. Trebuie o smulgere, un act de forță. Ori nu există un act de forță mai mare și o minune mai mare decât smulgerea noastră dintr-un context și atașarea noastră în alt context, în împărăția dragostei Fiului lui Dumnezeu. În al șaselea rând, Iisus a murit pentru ca noi să putem fi sfințiți prin El. În Efeseni 5:25-27 se spune: Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Iată că sfințirea noastră e urmarea tot a morții înlocuitoare lui Hristos. În al șaptelea rând, Hristos a murit ca noi să putem deveni proprietatea Sa. La Tit 2:14 se arată: El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie al Lui. Și se continuă acolo: plin de râvnă pentru fapte bune. Al cui ești? Al cui sunt? Recunosc că sunt al lui Dumnezeu din dragoste sau sunt proprietatea mea însămi? În sfârșit, în al optelea rând, Hristos a murit pentru a putea primi Duhul Sfânt, pentru a putea primi divinitatea în viața noastră. Dumnezeu, spuneam și altă dată, rezumă intenția Lui cu privire la om în două sintagme: Dumnezeu pentru om și Dumnezeu în om. Dumnezeu putea să facă ceva pentru noi și să ne lase în pace, cum mai ajutăm noi poate un cercetător și am vrea cât mai repede să plece. Dumnezeu n-a vrut așa ceva. Dumnezeu, prin ce a făcut în moartea Fiului Său, în învierea Lui, a făcut ceva pentru noi și nașterea Lui, evident, în primul rând. Dar, mai mult decât atât, Dumnezeu
a vrut să se regăsească în noi și cinzecimea sau rusaliile, cum se spune popular în România, ziua Pentecostului subliniază venirea lui Dumnezeu în om. Dumnezeu vrea nu doar să ne dea ceva, ci vrea să fie în noi. Deci, Hristos a murit ca noi să putem primi Duhul Sfânt și împreună cu Duhul Sfânt să vină și Tatăl și Fiul. Și în Galateni 3, 13 la 14 sau 13 și 14 scrie: Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii pentru ca noi să primim Duhul făgăduit. Ai primit Duhul lui Dumnezeu? Sigur, unii asociază primirea Duhului Dumnezeu doar cu un semn sau în primul rând cu un semn. Nu contestăm prezența darurilor Duhului lui Dumnezeu cu ocazia umplerii cu Duhul Sfânt, dar primirea lui Dumnezeu Duhul Sfânt în viața noastră este mai mult decât o experiență de moment, ea este o schimbare de viață. Toată știința mântuirii se află într-un singur loc, Iisus Hristos cel răstignit. Toată nădejdea creștinilor adevărați este într-un singur nume, Iisus cel răstignit. Toată puterea prin care se câștigă biruința asupra diavolului, asupra lumii și asupra euului se află numai în Iisus cel răstignit, în cruce. Temelia vieții celei noi este numai în Iisus cel răstignit, deci în moartea înlocuitoare a tot inclusiv a lui Hristos. Lucrarea lui Dumnezeu pe care trebuie să o facă slujitorii săi și prin ei să aducă întreg pământul la mântuire trebuie să înceapă cu Iisus Hristos cel răstignit. Unde este vestit Iisus, acolo este adevărul și ascultătorul se poate apropia fără teamă. Toată truda diavolului este să-l scoată pe Iisus Hristos cel răstignit din viața credinciosului sau din viața adunării credincioșilor. Cu toată dreptatea spunea preotul Iosif Trifa, citat: frații mei, aveți grijă ca nimeni și nimic să nu vă fure pe Iisus Hristos cel răstignit. Cine îl are pe el, are totul. Fratele I. Marini sublinia la rândul său, citat: cât timp în viața și mărturisirea unui om, a unei lucrări, Iisus cel răstignit este singurul steag care se vede ridicat, fii liniștit și apropie-te. Acolo totul e bine. Primejdea cea mare de a-l pierde din adunare pe Iisus cel răstignit nu vine din afară, ci dinăuntru. Sunt unii care veșnic își bat capul după șefie și scaune, în loc să se îngrijească de un singur lucru, copiii Domnului să-l aibă tot mai mult pe Iisus cel răstignit în viețile lor. Primejdea cea mare este de a-l pierde pe Iisus cel răstignit din lăuntru nostru, din inima noastră, din comunitatea noastră. Căci câtă vreme îl avem pe Iisus înăuntru nostru, în inima noastră, vom birui. Dumnezeu să ne ajute. Și mai dăm încă un citat. Marele evanghelist Billy Graham, când era în viață, spunea: nu uitați că nici religia, nici cultura, nici reputația nu vă pot mântui, ci numai Hristos cel răstignit. A cunoaște numai numele lui Hristos nu este de ajuns. Să fii convins că El este mântuitorul lumii întregi nu este suficient. Să crezi că a mântuit pe alții nu e destul. Nu credeți cu adevărat în el până când nu îl veți lua ca mântuitor personal și nu-i veți preda viața. Orice predică trebuie să descopere pe Iisus cel răstignit și să acopere pe predicator. Aceasta este predica cea bună și adevărată. Tudor Popescu spunea: chiar și dintre credincioși, nu toți predică pe Domnul Hristos. Unii predică morală, ce să facă și ce să nu facă omul, să-i auzi cum vorbesc împotriva păcatelor sau cum vorbesc de o viață curată, dar de Domnul Hristos și mai ales de El răstignit, vorbesc prea puțin. Toate lucrurile trebuie aduse la Mântuitorul Hristos, așa ca viața fiecăruia dintre noi să reiasă din legătura cu El, încheiat citatul. Există o legendă cu ispitirea unui sfânt. S-a încercat tot felul de, mă rog, metode, de momel pentru ispitirea acelui om al lui Dumnezeu. Și dintr-o dată s-a încercat, mă rog, metoda cea mai puternică. S-a înfățișat o ființă,
Se spune, mă rog, nu știu dacă a fost reală sau nu această experiență, dar oricum ilustrația rămâne, că a venit o persoană care s-a dat a fi Iisus Hristos însuși. I s-a descoperit acestui om, e vorba de un pustnic care căuta să trăiască o viață evlavioasă, sfântă, și a căutat să imite pe Iisus Hristos acea ființă. Dar dintr-o dată pustnicul a avut o revelație și a zis, arată-mi ranele. Și atunci s-a auzit un zgomot și a dispărut ființa întunecată care s-a prefăcut în înger de lumină pentru a-l câștiga, a-l corupe pe acest sfânt. În viața creștină, însușirea morții lui Iisus Hristos trebuie să fie urmată de rănile pe care putem să le arătăm că le-am avut sau le avem din pricina urmării lui Iisus Hristos. Citisem despre un american care a spus plin de durere, am răni pe trupul meu pentru că am fost un mare sportiv și avea urme de răni, de, mă rog, accidente sportive. Am răni pentru că am fost un mare patriot, am luptat în Vietnam, dar nu am răni, spunea el, pentru Iisus Hristos. Să ne gândim bine, avem măcar niște bătături în genunchi ca urmare a rugăciunilor pe care le aducem lui Dumnezeu sau alte răni de altă natură cauzate de cei care, pentru că nu alergăm împreună cu ei la același potop de sfrâu nebatjocoresc. Mai dau un citat și apoi din John Stott un alt citat despre crucea lui Hristos care îmi place foarte mult, l-am mai dat la emisiunea Să-L Cunosc pe El, dar de data aceasta o vom face la Răspunsuri pentru Viață. Corintenii erau dezbinați, deși aveau atâtea daruri, pentru că între ei nu era Iisus Hristos cel răstignit. Lipsea crucea, nu lemnul, ci atitudinea jertfirii ilustrată de cruce. Și unde lipsește crucea, nu este nici dragoste, nici smerenie adevărată. Unde lipsește crucea, lipsește înțelepciunea mântuitoare, lipsește calea spre cer. Din pricina faptului că nu este cruce între noi, jertfire, firea veche trăiește și domnește. Și unde domnește firea veche, nu poate fi unitate între credincioși. Locul firii vechi trebuie să fie pe cruce, dar dacă crucea lipsește dintre noi, firea veche face tot ce îi place. Unde este cruce, unde este Hristos cel răstignit, Hristos cel despre a cărui moarte am vorbit puțin, acolo firea veche nu mai are putere, credincioșii în smerenie și dragoste se apropie unii de alții și trăiesc în dulce părtășie, așa cum dorește Domnul Iisus Hristos de la ai săi. Fie deci ca să știm pentru ce a murit Hristos, să știm ce urmează morții lui Hristos în viața noastră, moartea euului și învierea la o viață nouă și să nu uităm că răspunsul pentru durerea lumii, pentru problemele lumii, îl găsim în jertfa lui Hristos. John Stott spunea în lucrarea Crucea lui Hristos, dacă n-ar fi fost crucea, și vorbim despre jertfa Domnului Iisus, să nu se înțeleagă că vorbim despre un lemn. Lemnul poate să ilustreze crucea, dar nu poate să înlocuiască niciodată. Și dacă iubesc lemnul și nu pe cel răstignit pe cruce, n-am făcut nimic. Dacă n-ar fi fost crucea, personal n-aș fi putut niciodată să cred în Dumnezeu. Singurul Dumnezeu în care cred eu este cel pe care l-a ridiculizat Nietzsche, marele filozof german, numindu-l Dumnezeu pe cruce. În lumea reală a durerii, cum ar putea cineva să îi se închine unui Dumnezeu imun la durere? Am intrat în multe temple budiste în mai multe țări din Asia și am stat cu respect înaintea statuii lui Buddha, care avea picioarele încrucișate, mâinile împreunate, ochii închiși, o umbră de zâmbet pe buzele lui, o privire îndepărtată în fața lui, detașat de agoniile și problemele lumii. Dar de fiecare dată, după un anumit timp, a trebuit să mă întorc și în imaginația mea m-am întors înspre acel trup singuratic, contorsionat și torturat de pe cruce, cu piroane în mâini și picioare, cu spatele sfârtecat, cu mâinile și picioarele zdrelite, cu fruntea însângerată din pricina spinilor, cu gura uscată, stors de sete,
aruncat în întunericul uitării lui Dumnezeu. Pentru mine, acesta este Dumnezeul adevărat. El a renunțat la imunitatea lui ca să sufere și a intrat în lumea noastră de carne și sânge, de lacrimi și moarte. El a suferit pentru noi, a murit în locul nostru. Suferințele noastre devin mult mai ușor suportabile în lumina suferințelor lui. Crucea lui Hristos este singura îndreptățire de sine a lui Dumnezeu într-o lume ca a noastră, a spus John Stott. Se spune că un conte german, Zinzendorf, a vizitat la un moment dat un muzeu și a văzut diferite picturi în acel muzeu. A văzut și o pictură care îl arăta pe Domnul Iisus Hristos murind pe cruce. A stat îndelung și a privit spre acea pictură. A văzut rănile din palme, din mâini și din picioare. A văzut urmările spinilor cu nunii îndesată cu cruzime pe creștetul celui ilustrat ca fiind Iisus Hristos. A văzut coasta însângerată și multe alte dovezi ale ceea ce putea să fie exprimabil din ceea ce s-a petrecut la Golgota. Dar ceea ce l-a mișcat pe el a fost următorul lucru. Dedesubt scria: aceasta am făcut eu pentru tine. Tu ce ai făcut pentru mine? A îngenunchiat, a uitat unde se află și s-a rugat celui care a murit în locul lui și a spus: Doamne, ai murit în locul meu, de dragul meu vreau și eu să răspund cu dragoste dragostei tale. A venit omul de serviciu de la muzeu și a zis: domnule, trebuie să închidem muzeul. Și s-a ridicat și a plecat acasă, dar la Herrnhut a pornit o lucrare nouă de devotare pentru Dumnezeu. Au plecat mulți misionari în toată lumea și el a încercat să răspundă cu dragoste dragostei lui Dumnezeu. Așadar, la întrebarea pentru ce a murit Iisus Hristos, este pentru a mă mântui și pentru a mă obliga din dragoste să contribui la mântuirea și a altora. Dumnezeu să ne ajute să răspundem cu dragoste dragostei lui Dumnezeu. Așa să fie.